simpozionul internațional de artă contemporană de la Hărman. Este o perioadă cu totul și cu totul specială, având în vedere anotimpul în care ne aflăm. Paleta de culori este de-a dreptul o explozie. Nu am cuvinte suficiente pentru a reda ceea ce am simțit cu adevărat în traseul meu către această tabără, plecând din București, am plecat cu trenul și am reușit să surprind pe retina sufletului, ca să spun așa, o paletă și o gamă cromatică atât de complexă imediat cum am ieșit din București. De ce am punctat acest lucru? Pentru că pentru mine este un anotimp special cu o încărcătură foarte puternică, în care lucrurile se decantează într-un anumit fel și complex de-a dreptul. În fiecare an, în această perioadă de debut, prin ceea ce fac. În ce sens? Asociez lucrurile astea cumva și le leg de o perioadă în care te regăsești pe sine, te aduni în atelier, începi să se decanteze idei, ești foarte receptiv. Toate lucrurile astea funcționează cumva ca un filtru. Tot ceea ce primești prin toți senzorii și receptorii din exterior se materializează în pânzele mele. Dintr-un anumit punct de vedere, nu-mi place să vorbesc despre ceea ce fac. Poate doar să scriu. Să-mi scriu gândurile într-un eseu. Însă, ceea ce mă bucură foarte mult este momentul în care eu sunt departe de pânzele mele, sunt undeva într-o expoziție, mă pierd printre privitori și primesc feedback de la oamenii care găsesc sensuri în ceea ce fac eu. Asta este foarte important pentru mine, pentru că lucrarea continuă, are un proces continuu, începând cu atelierul, emoțiile organizării unei expoziții, vernisajul în sine și tot ceea ce se întâmplă după. Lucrarea capătă sens și viață pe mai departe și cu și fără mine.